Consiliul Raional Telenești este gazdaș tradițional ale unor expoziții de pictură a micilor pictori din raion. Administrația raionului la moment găzduiește creațiile umoristice a peste 150 de copii ai Școlii Raionale de Arte Plastice Nicolae Moisei. Expoziția de caricatură adună peste 300 de lucrări realizate în acuarelă și creion. Eroii acestora sunt diferite personaje, de menționat că autoritățile publice locale mai mulți ani oferă spațiu în cadrul instituției pentru promovarea tinerilor talente. Svetlana Caprian, directoarea Școlii de Arte Plastice din Telenești, ne-a spus că în perioada de pandemie elevii școlii au căutat oportunități de a se afirma. Pentru participanții la concurs nu au fost instituite rigori. Aceasta a contribuit la descătușarea copiilor. Subiectele abordate au fost tot atâtea câte desene au fost prezentate, de la șarje prieteniștele tuturor colegilor din școală până la portrete ale marilor pictori ale lumii. În cadrul acestui concurs au participat 152 de copii. Au fost majoritatea copiilor care s-au expus cu câte 10-15 lucrări, deoarece au fost impresionați de acest generic amuzant hasliu și ei s-au dat frâu liber imaginațiilor, ideilor. Important este că, cu ajutorul acestei expoziții, organizatorii au reușit să facă lumea din Telenești mai optimistă. Asta este riposta dată pandemiei, consideră Svetlana Caprian. Expoziția a demarat chiar de 1 aprilie. Șargele prietenești, executate într-o manieră nouă și expuse în holul Consiliului Raional, au declanșat emoții și sentimente de bucurie și beatitudine. Este important că aceste lucrări au fost evaluate de un juriu specializat în domeniu. Printre cei evidențiați au fost Stroici Gabriela, Cristian Ceban, Pogoradela. La Telenești am aflat că expoziția a fost vizitată de Leonid Popescu, artist al poporului, maestru în artă. Domnia sa a admirat la fața locului expoziția neobișnuită și colorată. La evenimentul de deschidere a fost invitat și protagonistul zilei, Cristian Cebanu, autorul a 15 lucrări, învingătorul concursului de Ziua Glumelor, organizat în parteneriat cu Asociația de Caligrafie Dacia Chișinău. Anume președintele acesteia, artistul plastic Valeriu Herța, a fost președintele juriului. Contactat telefonic de noi, maestrul Leonid Popescu a remarcat importanța expoziției pentru aceste timpuri deloc simple pentru raion. Însuși maestrul recunoscut că a rămas impresionat de ceea ce întreprind la Telenești în pofida acestei pandemii. În opinia domniei sale, expoziția nu doar schimbă dispoziția omului spre una optimistă. Acțiunile în cauză schimbă mentalitatea oamenilor pe calea firescului. Împreună cu maestrul Tudor Țopa și-au propus să organizeze o expoziție de lucrări. Din cauza restricțiilor impuse de criza pandemică, mai mulți pictori n-au putut participa la eveniment. Expoziția de caricature va fi găzduită de Consiliul Raional până la sfârșitul lunii curente.